soare pe care noi, din numele cetățenilor Republicii Moldova, o trimitem către președinte, prim-ministru, deputat sau senator din România. Și din România. Și mulțumim, exact, și mulțumim poporul român pentru faptul că ne ajută. Așa? Pentru renovarea de grădiniți, peste 1100 de grădiniți renovate cu suport financiar al României. Microbuze școlare sunt peste 300 de microbuze donate de către România. Burse pentru studenții basarabeni anual, peste 5000 de studenți pleacă în România și primesc bursă de 85 de euro, primesc cămin gratuit, studii europene. Ambulanțe și elicoptere smurt, vaccine, motorină pentru agricultori. Gata, clar. În a doua parte este o petiție prin care cerem cetățenia română să fie oferită prin Constituția României și să primim actele românești în decurs de 10 zile. Da, eu tot am înțeles, dar voi nu vă temeți că pe urmă, de pildă, Moldova n-ați mai există. De ce să vă temeți? Tot este că n-ați meargă copilul la școală. Aveți în vedere că astea sunt pași care duc spre unire. Da, nu că unire, tot este că n-ați scrie în pașaportă, scrie cetățean, tu nu știi e Moldovei, dar știi e român. Ba da, acolo scrie MDA. Ei cât dă o ajutoare, asta e bun, cât dă Europa de la toate țările, într-un fel. Da, însă România este principalul partener de dezvoltare a Republicii Moldova. Ian, să-ți spun eu altfel, el e Republicii Moldova, da, să eu poate sunt de acord cu tine. Dar că să ne ducă pe noi e cu tătul, eu știu să vorb, cu tătul în România, de-am asta, nu, eu n-aș fi ghiri. Dumneavoastră, de exemplu, cunoașteți despre nivelul dezvoltare a României? Despre salarii de acolo, pensiile de acolo. Da, puteți duși la Europa. E un procent mult mai mic decât la noi, în primul rând. În doilea rând, România nu are graniță cu Uniunea Europeană. Ei nu văd nicio barieră între a rămâne aici sau a pleca acolo să lucrezi. Asta nu este nimic. Eu sunt de acord, dar tu gândești că eu să iei graniță și noi să fim deschiși? Nu să fim, tot așa să fim. Aveți în vedere că o să ne unim? Despre asta vorbiți? Da, da, da. Dumneavoastră cunoașteți, 30 de ani de independență, nimic nu se schimbă la noi. Absolut nimic. În România se vede o oarecare dezvoltare. Atunci care este sensul să ne menținem toată sărăcia asta pe care o aveam noi, să menținem teritoriul Republicii Moldova? Eu sunt de acord cu tine, noi și foarte trebuie să spuneți, dar tu vrei să spui că România e dezvoltată tare? Comparativ cu noi, cu mult mai dezvoltată. Dar și acolo. Comparativ cu Franța, cu Italia, sunt de acord, sunt mult mai în spate. Însă România acum registrează cel mai mare procentaj de dezvoltare economică. Ei s-au integrat relativ puțin timp în urmă. E ca uitat mai asaltul la putere, poate ne-a dezvoltat, nu? Tu spui drept, numai că ei să nu se îndeplinească. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că este puțin probabil și este puțin credibil. Însă dacă stăm cu acasă, ne făcând nimic, chiar nu o să facem nimic. Eu cel puțin încerc să fac, pentru că uitați-vă, a doua parte a acestei petiții ține de sistemul pensionar de la noi. Pentru că noi cerem ca România să achite pentru fiecare pensionar pensia minimă de 3500 de lei, asta fiind pensia minimă asta în crezi. România. Tu crezi că asta și? V-am enumerat suporturile astea pe care deja le-am primit din partea României. Credeți-mă că pentru 400.000 de pensionari o plată minimă de 3500 de lei pentru România este un nimic. Eu asta o fac, de exemplu, pentru bătrânii de la noi din țară, pentru copii, pentru invalizi, pentru șomeri, pentru tine. Tineri inclusiv care își doresc cetățenia românească, însă trebuie să aștepte câțiva ani pentru această... Noi nu promitem că o să fie așa, eu nu promit pentru că nu sunt politician, eu știu. Dar eu încerc să schimb. Bravo, trebuie să băieți de ăștia care să facă un fel de schimbări.